secționăm după o generatoare și îl desfășurăm în plan. Haideți să vedem ce... Noi, deci noi nu avem motorul alimentat, dar noi modificăm poziția armaturii. Pentru asta, te rog frumos să intri la instrucție. Așa, la measuring device, osciloscop. Ok. O să selectăm un osciloscop cu 4 canale. Așa. O să punem, să setăm tensiunea pe fiecare. De aici selectez canalele. Vedeți, e foarte intuitiv și dacă acum aveți, trebuie să 3 canale. Ok. Și o să setăm pe baza de timp, punem să... Ok. Și acum, haide, Bogdan, te rog frumos. Gata, facem, ce să leg? Hai, mișcă armătura! Bravo. Se mișcă. N-aș fi crezut. Sunt tensiuni electromotoare induse noastră. Pentru a porni aplicația, vom alimenta motorul nostru prin intermediul convertorului de putere care are în componență W1. Haide, te rog. Deci... Dar păstrează că eu am făcut tricolorul acolo, roșu, galben și albastru. Roșu e prima, nu? Așa. Depinde unde e catarbul. Așa. Cu roșu. Aici. Roșu. Aici. Galben. Dar de ce l-am pus așa lung? Nu ai mai scurt conductorul. Roșu? Da, roșu nu am decât din alea lungi. Of. Da. Sper că n-ai decât să-l tai pe la roșu, să-l faci mai scurt. Faci mai scurt. Mai tăi în din... Văd ăsta, le? Ok. Acum, intru virtual de acolo, de aici. Ok. Și dai power. Power, frate mie, dai. Dai acene să desconfirmă și pe perioada. Foarte bine. Dai talpă, dai maxim. Așa, haideți să vedem. Prin înfășurări, că dacă tot avem osciloscopul, o să punem o bază de tensiune în 5 volți. Okay. În capăt de tot ca să nu ne mai... 5 volt, 10. Nu vrea osciloscopul nostru. Haideți făcut ceva fire de acolo, nu? Vreți să vă spun adevărul sau da, să vă mint frumos? Vă spun adevărul. N-am umblat la el. Stai să oprim și să repornim instalația. Oprește și repornim. Am achiziționat prin intermediul Ministerului Educației Naționale, care a finanțat proiectele de dezvoltare instituțională. Am reușit să achiziționăm 3 componente utilizate în activitatea cu studenții, în special în activitatea practică, precum și în activitatea de laborator, și anume un motor liniar, un modul cu convertor care putem să-l utilizăm în diferite configurații, respectiv un modul pentru compensarea factorului de putere. Proiectul a fost intitulat Dezvoltarea bazei materiale aplicative în domeniul tehnic la UMR, iar valoarea proiectului a fost de aproximativ 166.000 de lei, dintre care 110.000 lei a fost finanțare de la Ministerul Educației. În cadrul proiectului am avut ca și obiective instruirea studenților de la inginerie și nu numai. Până acum au fost înscriși în acest program de instruire 68 de studenți. Ne-am propus 50, iar instruirea s-a realizat până astăzi la 46 de studenți. Avem vizite planificate, să organizăm vizite cu elevii de la liceele din zonă, în care ei vor lua cunoștință despre echipamentele pe care le avem în vedere atragerilor spre învățământul universitar reșițean. Avem
programate întâlniri cu angajatorii din zonă, în cadrul acestor întâlniri să prezentăm angajatorilor ceea ce se face, iar avantajul cel mai mare pe care îl avem prin utilizarea acestor echipamente e determinat de faptul că studenții noștri au acces la tehnica de vârf, să spun așa, și se obișnuiesc cu noile tehnologii, se obișnuiesc cu sisteme de achiziții de măsură moderne și care sunt de actualitate și le vor folosi în activitatea lor de viitor inginer. Cu 10 voți pe diviziune? Da. Vedeți cu până la 1,2, cu atât se deplasează mai repede, avem posibilitatea de a reglare atâta frecvenței cât și la tensiuni, acum dacă vrem să meargă înapoi, așa. Deci cine știe, știe. Vezi, dacă vrei să dai un interpret. Da, da. Este curat? Ce nu? Desfăr mâncarea. Wow! Ei, hey, la mine tot ce se mișcă singur este ori e bântuit, ori... Compensarea factorului de putere. Aici avem un redresor simplu, iar aici avem același redresor, dar care are în componență și o instalație de compensare. Experiment cu simplu redresor. Vedeți, aici aveți schema care e de realizat, schema pe cea de componență condensatoare, rezistență, puntea redresoare, respectiv montajul pe care voi trebuie să-l faceți. Power factor analysis. Chiar am să vă întreb. Da? Are loc să fac una peste alta sau aceeași peste acolo? Nu, e foarte bine unul peste altul. Păi aici și acolo e. Așa că la e. Unele peste altele, că așa e mai bine. Da? O să vedea. Da. Stai, care e tensiune continuă, iar cu maro e curentul de la ieșire. Ce mai putem să vedem pe lângă formele de unde? Vectorul de putere, dacă vă uitați aici, factorul de putere e definit prin unghiul de defasaj dintre puterea activă și aparentă, da? Normal, ăsta S-ul cu albastru ar trebui să fie cât mai apropiat de roșu, iar unghiul ăsta să fie hertz, e aproape ca și
Ce face acolo? Strici instalația. Fii de putere. Celălalt să vedem ce se întâmplă. Hai, care face montajul de aici? Eu nu. Ok, la ce ai participat? Ce ai văzut? Ce ți s-a părut interesant? Bună ziua! Am participat astăzi la o prezentare a unui motor liniar. Este ceva nou pentru mine. Tot ce am văzut aici este ceva nou pentru mine. Acest motor liniar, din câte am înțeles, stă la baza funcționării trenurilor din Japonia de mare viteză. Este ceva wow! E chiar foarte interesant. Dacă aș mai vrea să fac o facultate, cu siguranță aș veni la inginerie. Aș învăța foarte, foarte multe lucruri noi. Bună ziua! Sunt foarte încântat de inițiativa preluată de universitate în cadrul proiectului Student Informat pentru a oferi posibilitatea studenților care nu sunt pe domeniu de a își descoperi și a face o imagine ce facem noi la inginerie și toate aspectele astea, că nu e chiar așa numai matematică și lucruri plictisitoare și e și ceva plăcut și distractiv în toată ingineria asta.